Din nou, în direct, Ucraina este tot mai mult în defensivă, iar Rusia câștigă tot mai mult teren, mai ales în regiunea Donețk. Asta în ciuda pierderilor uriașe pe care le are și a faptului că folosește armament tot mai învechit. De altfel, armata rusă aproape că a rămas fără sisteme moderne de artilerie și a început să folosească artilerie din anii 50 sau, în cel mai bun caz, din anii 60. Armata rusă își continuă ofensiva ce vizează localitatea Avdiivka din regiunea Donețk și reușește să înainteze. Forțele ruse au avansat în zona industrială în apropierea gării și în apropierea unei fabrici din orașul Avdiivka. Acesta avea la un moment dat peste 30.000 de locuitori. Acum este doar o ruină în care nu mai locuiește aproape nimeni. Surse ruse au mai raportat și că armata ucraineană a mai pierdut teren și lângă alte două localități limitrofe orașului Avdiivka. De cealaltă parte, Ucraina susține că a respins atacuri repetate efectuate asupra a 6 localități din zonă. În plus, a indicat faptul că Rusia a scăzut intensitatea atacurilor aeriene, care a redus numărul de vehicule blindate care operează în direcția Avdiivka și că preferă să efectueze atacuri de infanterie. De altfel, armata rusă pare să se confrunte cu o penurie tot mai mare de sisteme moderne de artilerie și ar fi ajuns să folosească piese vechi din anii 50-60, iar acestea au taie de doar 14-17 kilometri, cu mult sub cele livrate Ucrainei de către NATO. Multe dintre sistemele moderne ale Rusiei au fost distruse ori cu drone, ori de către artileria ucrainiană.